Bună seara, stimații telespectatori! Suntem împreună din nou la Pasul la Offside, o emisiune al cărei invitat în această seară este Vivi Răchită. Bună seara, Vivi, bine ai venit în cadrul emisiunii. O emisiune care, vă recunosc, trebuia să-l aibă invitat pe Laurențiu Roșu. Laurențiu Roșu care a fost invitat, dar a spus că vine. Eu am făcut promo pentru această emisiune. Întrebările dumneavoastră le păstrez în ideea în care probabil Laurențiu va mai veni la Pasul la Offside. Mi-a dat telefon băiatul, mi-a spus că nu mai poate să vină, nu mi-a spus nici de ce, a spus înjură-mă, dar nu mai vin. Mi-a lăsat așa un semn de întrebare și un gust amar, pentru că este primul invitat, stimați telespectatori, pe care l-am contactat și căruia i-am spus să vină la emisiune și în decursul a 7 ani și jumătate a declinat într-un final dramatic cu 24 de ore, adevărat, înainte oferta. M-am repliat rapid și l-am adus pe Vivi Răchită, căruia îi mulțumesc pentru că a venit în cadrul acestei producții. O să vorbim și despre această temă, avem multe de discutat, vorbim în primul rând și despre Petrolul, vorbim și despre meciul pe care echipa noastră va avea cu Steaua, vorbim și despre traiectoria ulterioară a lui Vivi imediat după ce a plecat de la club, vorbim și despre viitor, avem și o grămadă de întrebări din partea dumneavoastră, așa că avem ce să facem și începem, stimați telespectatori, cu aceste teme care sunt, spun eu, ne la locul lor, care vin dinspre partea clubului Petrolul. Vivi, când erai tu, nu era niciun fel de problemă cu ofițerul de presă, căruia trebuie acum, în momentul de față, mai nou, să îi spui că vrei să vină un oficial al clubului, un jucător la emisiune, el să vorbească la vârf să-i să spună n-am chef sau am chef, dar nu acum, altă dată, și el să vină să-mi spună și zice, bă, reia chestia asta cu altcineva. Ți se pare normală chestia asta? Adică nu mai am voie să te mai invit pe tine? Sau hai să reformulez, dacă cumva crezi că și Cosmin Contra îi cere voie noului ofițer de presă al clubului să ducă la București la emisiune. E corect asta? Cristi, știi că noi am avut un conflict. Exact. Dar asta te întreb pe tine, că poate tu știi mai bine treaba asta. Dar cred că ți-aduce aminte și cei care te urmăresc emisiunile și-aduc aminte că la tine la emisiune au venit toți care au vrut și care nu au vrut. Când am venit eu, nu vroiam pentru că aveam conflictul. Până la un moment dat, când chiar și eu am venit și a fost acel celebru, mai țin de când eram la CSM, filmuleț în care spuneam de o persoană că este cancerul fotbalului și am recunoscut despre cine a fost ăla, despre președintele echipei la care eram atunci, nu? Exact. N-am avut niciun fel de problemă. Ce se întâmplă acum la club și mi-am lăsat un gust amar. Cred că a observat și tu că de multe ori eu n-am mai venit la meciuri, am încercat să mă detașez de echipă, dar mi-am dat seama că este clubul pe care îl iubesc, la care am muncit de copil și junior, și merg la meciuri pentru că asta simt pentru Petrolul. Cei care conduc acum clubul, chiar dacă se supără, eu îi taxez de fiecare dată când am ocazia. Pe și adevăr, când greșesc, probabil. Pe adevăr, cum mi-a spus-o și Dan tot timpul. Dan Capră. Situația pe care am aflat-o și eu aseară este, din punctul meu de vedere, inacceptabilă. De ce? Presa, mass media, mai ales cea din Ploiești, a contribuit activ la crearea noului Petrol. Prin, mediatizarea tuturor acțiunilor care au fost făcute de suporteri în anii 2006, 2007, 2008, 2009, atunci când s-a creat această echipă. Apoi presa a fost totul de acord cu construirea noului stadion Ilioana și a susținut acest lucru tot timpul, că trebuie un stadion la consilierii locali care au votat, primarul Andrei Volosevici, care a luat act de opinia presei, a accesat pe acest lucru. Acum că a venit un nou ofițer de presă, făcând o paranteză, un om care a făcut tot posibilul ca Petrolul să nu promoveze, ca Petrolul să nu rămână în Liga 1, care după un meci pierdut acasă de către Petrolul cu mine la cârmă, a făcut cinste el și cu cei din redacție în redacție și s-au bucurat că a pierdut Petrolul. Acum este ofițer de presă. Este incredibil. Eu l-am sunat când am aflat, bună săptămâna trecută, l-am sunat pe Dan Capră
Mi-a spus că Ionuț Pan a fost ofițer, ar fi cerut el să plece, că nu e nimic. Când am aflat aseară, chiar m-am aflat după meci, că dacă aflam în timpul meciului, spuneam lui Dan că am stat cu el în lojă. Dar probabil că asta o să-l sun după ce ești din emisiune de la tine și o să îi reproșez. Ce? Faptul că aduce la club numai oameni care nu au nicio legătură cu petrolul, oameni care au vrut răul clubului și acum, când totul este bine, când totul este frumos, încearcă să-și lege imaginea de acest club frumos, acest proiect frumos care merge așa cum l-am gândit noi din 2009, numai în sus. Pe mine n-ar trebui să mă intereseze schimbarea ofițerului de presă. Pe mine mă interesează gestul în sine, potrivit căruia orice jurnalist își dorește un simplu interviu cu cineva. Eu nu mai pot să-l mai sun pe Juan Albin, care a fost jucătorul meciului aseară. Nu am voie să-l mai sun, practic, sau probabil mă voi simți extrem de jenat când băiatul îmi va închide sau când îmi va explica în orice fel de limbă de pe pământ că el nu are voie să mai vorbească cu mine, până când nu iau legătura cu ofițerul de presă, da, care trebuie să întrebe la conducere. Despre tine sau despre este toate? Vorba despre toată lumea, cel puțin așa mi s-a explicat mie. Ar fi culmea să fie vorba despre mine și de ce despre mine? Păi nu știu, chiar nu știu ce s-a întâmplat și... Dar nu trebuie să-mi cer scuze pentru nimic din ceea ce fac. Sunt jurnalist și dacă vrea cineva să mă taxeze, să mă taxeze că sunt o grămadă de instrumente de taxat. Da, mută programul, nu numai să uită la emisiunea. Fără niciun fel de problemă. Care-i problema? Eu aduc în fața telespectatorilor, a iubitorilor de petrol, persoane de la petrol pentru a reprezenta. Nu mai veneam la meciuri pentru că în tribune, în loje, vedeam oameni care îmi puneau piedici atunci când mi era greu. Și nu te simți confortabil. Și nu pot să fiu cu două fețe. Să stau să râd cu o persoană care atunci când era aproape să desfințeze clubul, eram în groapă și ei mă apăsau ca să mă duc mai în groapă. Nu pot să fac lucrurile astea. Și suporterii trebuie să știe că sunt oameni acum la club și pe lângă club care acum nu foarte mulți ani, 2, 3, 4 ani, încercau cu tot din adinsul ca acest proiect petrolului al nostru să nu se evințeze. Și care este rațiunea pentru care cei care conduc în momentul de față nu se delimitează sau nu știu treaba asta? Chiar nu vor să știe? Eu, din vara trecută, am anunțat că mă retrag, dacă pot spune așa, din funcția de consilier al lui Dan, că apropo probleme de sport, din confident al lui Dan. Mai vorbim, dar mai rar. Relația de rudenie va rămâne toată viața, deci nu am... Și chiar să știți că Dan vrea să facă bine, din păcate sunt oameni, el fiind un novice în fotbal, a început să mai învețe, dar foarte puțin, sunt oameni care, de pe lângă el, care nu știu dacă îi vor bine. Și îl influențează în anumite decizii care sunt, odată și odată, este vor întoarce împotriva. Haideți să părăsim subiectul ăsta, pentru că mie cinstit, mie nu îmi face plăcere. Deci eu simt că în momentul în care un jucător, un antrenor, un oficial este pe val, când simt că ar putea avea ceva de spus, sunt atât de multe lucruri care s-au acumulat în acest moment și care trebuie spuse despre Clubul Petrolul. Lucruri foarte frumoase, lucruri plăcute. Sunt și lucruri care sunt ne la locul lor și care și ele trebuie spuse, pentru că ăsta este... rolul presei, ăsta este... Steaua este cea mai puternică echipă din România și pentru că este cea mai mediatizată. Trebuie să înțeleagă și conducătorii clubului lucrul acesta. Trebuie să înțeleagă și conducătorii clubului că trebuie să îți aperi punctul de vedere. Uite, eu neavând de un an și jumătate nicio tangență oficială cu clubul, dar rămân pe toată viața. Ești invitat? Sunt invitat săptămână de săptămână la București. Și încerc din toate puterile, fără niciun avantaj, că n-am nici, să iau apărarea clubului. În schimb, nu văd din partea clubului o reacție. Haideți să ne aducem aminte incidentul Hamza, haideți să ne aducem aminte greșelile de arbitraj contra echipei. Păi, zeci, sute. Se perpetuează. Corect. Nu poți să nu... Nu iese nimeni să vorbească. Nu ai reacție. Care este legătura aceasta? Toată lumea zice că este mai bine să stai în matca ta, să-ți vezi de treabă și să nu vorbești. Da. Îmi văd de treabă să ce? Am vorbit cu Dan Capra. El, nefiind din fotbal, nu-i place să apară, nu, dar trebuia să aibă... N-are doi oameni, doi consilieri buni. Trebuie să fie un om care să fie puternic din punct de vedere al imaginii, primul rând,
care să simtă ceva pentru Petrolul, nu doar să fie un mercenar plătit și să... Să aibă vorbele la el acasă, nu? Ceva, da. A, nu mă propun eu asta. Deci nu, da, ne ferește, dar nu. Eu tot am fiecare ar fi culmea ca să vii să ajungi tu, da, o relația cu presa. Probabil că ar fi o chestie inedită. Nu că nu te-ar coafa, să știi. Nu, dar, Cristi, eu ți-am spus atunci când s-a retras, acum să o dăm pe bune, când s-a retras Walter, din președinte Consiliul de Administrație, Walter, primul pe care m-a sunat, am fost eu. Să-mi propune și a spus, nu mă interesează. Eu voi fi antrenor toată viața, eu am fost managerul clubului, mi-am făcut proiectul pe care l-am girat împreună cu Andrei Volosevici și cu suporterii, că 3 ani de zile echipa va juca prima oară în Liga a doua, va promova și va rămâne, după care clubul s-o ia în sus, dar cu mine, fără mine, nu mai contează. Cel mai important e clubul, Petrolul, istoria lui. Fără sprijin material nu putem face nimic. Dar ai fost încăpățânat, recunoaște. Bine, că așa ești tu întotdeauna, ești ca târ, fără niciun fel de problemă. Nu pot schimba dacă eram... Pentru că tu dacă ziceai da în momentul ăla, era foarte bine pentru Petrolul. La ce te referi? Hai să dăm... Uite, eu mă refer în felul următor. Tu dacă erai lângă Petrolul, acum, în momentul de față, avea cu totul și cu totul alta amplitudine echipa. Eu nu vorbesc de jucătorii în câmp, cât vorbesc de entitatea anumită PC Petrolul. Și cred că în sprijinul afirmației mele stau mulți fani, foarte mulți. Știu, pentru că am discutat, vorbesc și uite, chiar zilele acestea încerc să ajut oamenii care se ocupă de organizarea, dacă pot spune așa, muzeului clubului. Din vremea mea, întrebări pe de pe vremea mea am început să strângem fanioane, articole de presă, tot ceea ce semna istoria Petrolului și nici până acum nu s-a... Ascultă puțin ce te întreabă cineva, te salută și, eu și spune că întotdeauna are merit, ai avut un merit uriaș în uriaș în renașterea Petrolului. Are un nickname FCP. După cum știm, sigla, palmaresul clubului, toate aparțin de primărie, ele fiind date clubului în folosință. Pe ce perioadă au fost ele încredințate conducerii și ce părere aveți de faptul că magazinul clubului, inaugurat sub conducerea dumneavoastră, a fost închis? Șeul, salut, nu știu cine, dar salut fiind un suporter al Petrolului. Siglele sunt înregistrate la OSIM, palmares, tot ceea ce înseamnă istoria Petrolului. Asta a fost principalul nostru obiectiv al celor care ne-au ocupat de proiectul Petrolului nostru, ca echipa să redevină echipa orașului. Și tot ceea ce înseamnă istoria Petrolului, sigle, palmares, culori, tot ceea ce înseamnă istorie, să fie ale Consiliului Județean, ale primăriei. Și primăria să se asocieze cu societatea comercială care administrează clubul. Uh-huh. Este un contract valabil între Consiliul Local și clubul Petrolul, SCFC Petrolul ăsta, prin care clubul poate folosi aceste sigle, culori, palmares. Pe ce perioadă este? Nu mai știu perioada, pentru că s-a făcut un alt contract după ce am plecat eu. Era un contract de asociere, acum este un alt contract. Dar cum era? Era în derulare pe ce perioadă atunci? Pe 3 ani a fost atunci. Deci e practic expirată, nu? E expirat, probabil că s-a făcut un nou contract. Fără acordul Consiliului Local, fără acordul primăriei, clubul nu poate, echipa nu poate folosi aceste însemne. Uh-huh. Referitor la magazinul clubului, exact. Mi-aduc aminte de acum 3 ani când am deschis primul magazin din istorie. Chiar mă gândeam așa acum câteva zile, primul magazin din istoria clubului, un club cu așa istorie bogată, n-a avut până acum 3 ani de zile magazin de prezentare a echipei, a clubului, a culorilor, a fanii, așa. Și tot prin ajutorul lui Andrei Volosevici am reușit să găsim un spațiu la mall-ul vechi, de la galerii, un spațiu pus la dispoziție de către conducerea mallului gratuit. Uh-huh. Și am deschis acel magazin care a produs pentru club bani necesari pentru a plăti cheltuieli pe care din facturile care erau să aducem. Dar mai departe ce s-a întâmplat, nu știu, mă bucur că s-a deschis încă un magazin, îmi pare rău că s-a închis acela pentru că era probabil și un magazin sentimental, da? Nu se plătea chirie la el, nu înțeleg de ce nu s-a investit mai mult.
Au fi fost 2-3 oameni de plată acolo și de-aia probabil. Alex întreabă multe salutări, spune multe salutări pentru invitatul special din această seară, Vivi. Și pun o întrebare extrem de delicată, pentru că tu este a treia oară când vii de când Walter a plecat de la echipă. Puteți să ne spuneți motivul real al plecării lui Walter de la Petrolul? A treia oară nu se mai pune, o dată ai voie, de două ori ai voie, a treia oară nu mai ai salut voie. Și eu pe Alex. Știu motivul real al plecării lui Walter, dar este o discuție în trei pe care ceilalți doi o pot, eu fiind ca un fel de intermediar. Dar nu translator. Nu pot să o divulg. Ai fost doar intermediar, nu translator. N-am făcut niciodată, da, nu intermediar, n-am făcut niciodată, eu știu, delațiuni. A fost o supărare de-a dânsului? Hai să o zicem așa atunci, da? Și o supărare și o nemulțumire și mai multe s-au strâns. Nu pot, întrebați-l pe Walter, dacă vrea Walter să vă răspundă, mine eu nu pot să vorbesc în numele lui. Acum, în oficial al Universității Cluj, probabil că nu mai interesează această speță, decât poate să-l prindem la un moment al adevărului, dar ăsta de regulă vine cam după 5-6 ani, când se cam prescrie, da. Când se desecretizează arhivele. Nu, eu mă bucur că l-am găsit pe Walter acum 2 ani și jumătate, nu? 2 ani. Că a fost omul potrivit pentru ceea ce mi-am dorit la momentul acela, de a ajuta clubul să nu retrogradeze, de a face din vară acea tranzacție de la o echipă care s-a bătut de la retrogradare la o echipă care să câștige trofee. Incredibil. Mai departe, greu de... bine că l-am găsit pe el și n-am găsit altul, că mi se propusese și alți oameni, unul dintre ei după la Galați acum și vedem ce se întâmplă la Galați. unul care a fost pe la Timișoara și nu mai e pe nicăieri. Nu, da. Spun eu nimic, nu mai aduc aminte. Nu, că nu trebuie să spui tu. Nu mai aduc aminte. Tu spune doar de unde și ne spune, spunem noi, că noi nu avem nicio... Da. Ați încercat să propuneți jucătorului, ați mai încercat acum să propuneți clubului jucători? De când ați plecat. Cristi, și ce se întâmplă? Și mulțumește eu... pentru cei trei mușchetari, Hamza, Bugema și Sony. Să spun la prima parte a întrebării. Eu, când am văzut, vorbind așa cum am spus până vară cu Dan foarte mult și cum am văzut, cum se pune problema, că sunt atât de mulți specialiști. Eu chiar ieri am taxat pe unii odată. Dar sunt specialiști, că tot aud că specialiști. Și nu mai m-am implicat. Am vorbit pentru Dan, cu Dan, pentru că fiind în lumea fotbalului, era vorba de un mijlocaș tânăr și foarte bun. M-au sunat pe mine din străinătate să mă întrebe dacă... I-am spus lui Dan despre el, mi-a spus că da, să vorbească cu nu știu cine, că n-am auzit că să vorbească cu cine, nu i-am mai spus. Și acum acel mijlocaș este la o echipă din Liga 1 foarte bun. Nu pot să-i dau numele pentru că aș crea în cadrul suporterilor, eu știu, o nemulțumire. Dacă am văzut că lucrurile sunt așa, nu mai m-am implicat. Nu mi ofer cu, eu știu, serviciile cu forța. Pentru cei trei mușchetari, așa cum zice Alex, îi se spun, pe mine m-a umplut de bucurie faptul că la finala cupei de anul trecut au fost 5 jucători rămași de pe vremea mea, toți oameni de caracter. Cei trei mușchetari, are fiecare istoria lui. Hamza, știi că era semnat de Astra. Și îți mulțumesc iar public ție pentru că mi-ai dat acea informație că sunt probleme din punct de vedere contractual acolo și am luat legătura tot prin intermediul tău cu impresarul lui Hamza, l-am adus la probe. Înțeleg, trebuie să fac puțin teatru, că nu-mi place, că să scadă un pic de... Ca să scadă că eu n-aveam banii care să-i dau pe Hamza. Erau, corect. Și până la urmă am găsit cei 5.000 de euro necesari aducerii lui Hamza. Apoi am făcut un contract pentru care impresarul m-a bălăcărit, ca să spun așa, vreo câteva luni bune. I-am făcut un contract definitiv pe 150.000 de euro, sumă definitivă, 50.000 acum, 50.000 la anul, 50.000 peste vreo câțiva ani. Așa și a rămas... N-auzi cum să zicea că băgai tu banii în buzunar.
Da, am auzit că băgam bani în buzunar, că și revenim la Hamza, contractul lui Hamza era negociat, semnat de către mine, cu impresarul și cu Hamza. Deci doar noi trei știam, contractul fiind la mine acasă. Uh-huh. În momentul în care Hamza a dat 13 goluri în 12 meciuri, a devenit interesul pentru Hamza. Chiar au fost de la București niște persoane care, știind de lucrul ăsta, au început mi-au să propus, da, mi-au propus că nu cumva pierd contractul lui Hamza și ar fi bine. Am văzut că lucrul care puteai să-l faci, lucru, atențiune. Nu știa nimeni de contract. Lucrul care l-am chemat pe Dan la Stanion și am predat contractul înainte de terminarea campionatului național. Și am predat contractul și zic, el este original, este valabil, va intra în vigoare după ce se termină campionatul, este contractul care costă câteva, eu știu, milioane de euro, hârtiile astea. Ține-le, să nu mai aud despre ele. Buzema mi-a fost propus în Franța de către prietenul nostru de la București și l-am avut la o probă, chiar mi-aduc aminte, pe la Brașov cu Corona, parcă jucam pe zăpadă. Pe zăpadă, da. După 5 minute mi-am dat seama că e fotbalist, după cum vreau piciorul, și am jucat la 2-3 gire pe Ilioane, primul meci în care se spunea nou sunt Mărtean. Și Sony e un jucător pe care... Capitanul tău. Da, capitanul meu. Câte ți-ai furat? Pentru uși? Care mi-am luat multe bovârnace că l-am pus capitan pe Sony Festival, care este și acum, din păcate, pentru unii. Care și pentru Cosmin a părut interesant, ca și capitan. Da, ce să facem? Noi oamenii ăștia de fotbal gândim la fel, prost. Era un jucător foarte interesant dacă îi urmăreai traiectoria, făcând parte din lotul național de juniori ale Franței, ceea ce e foarte spune greu destule, de da. Nu, și era monitorizat, a fost monitorizat timp de 2 ani de zile de către scouterii lui Manchester United. E, cred că e suficient și nu mai trebuia mai mult. Băieți care au explodat aici la Ploiești, care se simt atât de bine. Iată, Buzema se pare că are chiar o problemă. Chiar m-am întâlnit cu Hamza când a fost accidentat la meciul cu Poli, cu aceste Poli, parcă în lojă. A venit la mine, m-a strâmbat și mi-a zis, tata, a învățat omul, de la Ahmed a învățat probabil de la Ahmed, că... altfel nu se poate. Dar uite, auzim că Buzema se va retrage, va merge spre casă, am înțeles că soția lui urmează să nască și nu prea mai lasă să mai hălăduiască, să zic așa. Eu am o problemă mare cu Buzema, atunci când am negociat contractul, nu vrea să meargă decât un an de zile, el fiind francez de origine algeriană, foarte atașat de familie, exact. Foarte greu de parte de familie, și am reușit atunci să-l semnez pe 2 ani de zile. Acum am aflat și eu care, dar eu acum îl cunosc pe Damian, ce caracter este, dacă îi se asigură toate condițiile din punct de vedere familial, financiar, eu spun că Damian va rămâne și este un jucător... Crezi că soția nu vrea să vină aici? Probabil că e chestia de copil, e foarte clară treaba, adică n-are încredere. Probabil, dacă îi se explică avantajele, dezavantajele plecării de aici... Trebuie să mai găsească cine să o facă, nu? Probabil. De-aia înceam că ai fi fost tu bun, dar în sfârșit n-are să mergem pe mai departe. G! Iată, G, am studiat și adresa acestui băiat, eu știu despre cine este vorba, dar nu o să te conspir câtă vreme el a vrut să semneze așa. G, te întreabă ce părere ai de Capră ca finanțator la Petrolul și dacă crezi că este în stare să ducă echipa la next level, nivelul următor. Dan Capră, în primul rând, e finanțatorul Petrolului, este patronul. Patronul clubului? Așa, bine, lui i-a plăcut de întotdeauna să spune că este finanțator. Este patronul clubului, știu exact ce vorbesc, pentru că actele au fost semnate de față cu mine. Dacă a făcut treabă în acest an și jumătate de când este... Nu vezi de ce, n-ar face și în continuare. Mai ales că văd că sunt niște obiective interesante. Toți ne dorim ca Petrolul să câștige campionatul, să joace în cupele europene, să mulțumească fanii. Haide că mai sunt întrebări, dai să luăm o scurtă pauză de publicitate, mi se spune de regie și revenim în câteva momente. MK Dental, radiologie dentală digitală.
rapiditate, eficiență, siguranță, aparatură de ultimă generație, iradiere cu până la 85% mai mică. MK Dental, strada Ștefan Greceanu, numărul 14, lângă Covrigi Calzi. Atențiune! Apare telegrama! Stop! Interviuri! Stop! Anchete! Stop! Reportaje! Stop! Informație la obiect! Stop! Telegrama! Stop! Știri de ultima oră! Stop! Cotidian pentru prahoveni! Stop! Citiți telegrama! Revenim, stimații telespectatori! După acest calup de publicitate, avându-l pe Vivi Răchită invitat la pasul la offside, rămăsesem la întrebările lui G, întrebări care mi se par interesante și documentate. Spune el, la un moment dat, ești la curent cu zvonurile legate de vânzarea clubului Petronul? Cred că ce zvonuri sunt prin Ploiești incredibil. Te doare capul. Se aude că se vor întoarce domnii de la Petrom și că, având în vedere relația mea cu domnii, eu voi fi propulsat, împins de către Partidul Petroliștilor în față. Genial. Una, asta e una. Una. Apoi o să aud că va veni porumboiul. Super tare. Apoi, dar nu vine nimeni. Dar de ce? Pentru că e un club interesant. Foarte greu să bagi mâna în buzunar. Eu știu exact ce s-a întâmplat. Din străinătate chiar nu poate să vină nimeni la Petrolul? Zic, nu știu, nu că m-ar deranja cine este. Toți ca zvon, dacă pot numi așa, ar fi fost niște italieni acum vreun an și ceva, dar la italieni e greu să scoți ceva de la italieni. La italieni mereu X. Da. Dar niște arabi, niște zona golfului. Nu știu, poate plec eu pe acolo și le trimit niște arabi. Hai să vedem. Crezi că Walter mai e implicat în vreun fel la Petrolul? Întreabă același G. Uite, îți și arăt să nu crezi că întrebările sunt de la mine. Nu cred. De fapt, le vedeți și pe blog, sunt fără niciun fel de probleme întrebări reale, exact la ora la care au fost formulate și exact așa le citesc, nu este nimic peste care trec. Nu cred, sunt sigur că nu mai este implicat. Deci, cu siguranță, Walter nu mai este implicat la Petrolul. Regreți că ai girat pentru capră și acum ești cumva în afară? Și te întreb eu, în paralel, de ce zice băiatul ăsta cumva? Regret că sunt în afara clubului la momentul ăsta, prin prisma faptului că tot ceea ce este acum la club este făcut și de mine. Mă refer la trecerea de la vechii la noi acționari, la reconstrucția echipei, la promovarea ei după 7 ani de zile. Dar să nu uităm faptul că eu mi-am dat demisia, nu m-a dat nimeni afară. Bine, mi-am dat demisia, știu cum eram pe scări undeva și când s-au schimbat lucrurile la primărie, Consiliul Local, deși nu aveam nicio treabă cu politica, politica vrea să mă împingă pe scări și eu, ca să nu cad, am coborât singur scările. Auzi, dar cinstit, crezi că te-ar fi putut împinge? Cristi... Că tu ești cam catâr, așa.
Da, probabil că nu. Având în relație, având în vedere relația mea cu Dan Capra, că suntem neamuri, cu Walter care era, eu l-am adus, erau toți, îmi îndeplinisem obiectivele ca manager general al clubului, pentru că dacă ne aducem aminte, când m-am retras de pe bancă și l-am adus pe Mulțescu, cu ce anumiți suporteri care acum sunt foarte buni confidenți ai anumitor oameni din conducere, erau la fostul primar Bolosevici și veniste cu o listă de antrenori și când auzi de Mulțescu să n-audă de Dinamo Vistolat și eu mi-am pus capul la tăiere, l-am pus pe Mulțescu antrenor, ne-am îndeplinit obiectivul. Bine, în contextul în care în România toți marii antrenori au cam trecut pe la Steaua Dinamo Rapid. Hai să fim serioși. Bineînțeles. Altfel n-aveau cum. Eu mi-am asumat asta și îmi făcusem proiectul. Deci am spus că stau un an în Liga 1, deci cei 3 ani, că promovăm următorul și că rămânem în Liga 1 al 3-lea an. Dar cum se întâmplă în România, sunt oameni politici care se pricep la toate, sunt în spatele lor consiliere, așa numiți, care, având anumite interese și uși închise de către mine pe anumite interese și la stadion, și la echipă, și în mass media, au făcut în așa fel încât să pună în spate numai nerealizări, minciuni, cum au fost, cum s-au demonstrat în timp. Că trebuia să ieși după aia și să le demontezi. Ca eu să le demontezi. Să fac un pas în spate, să-mi depun demisia și să-i las pe cei care, pe care eu i-am adus, de fapt, să facă. Bineînțeles, nu m-am depărtat definitiv de club, pentru că eu știam tot ce am făcut în club, dar nu știam nimic absolut. Andy mai învățase așa și așa, dar erau anumite dedesubturi care, pe care doar eu le știam cu fostul primar Andrei Bolosevici, cu cei din Consiliul Local, lucruri pe care eu le-am predat pe toate la stadiu de asta este a voastră, asta e bine, asta nu e bine, uite așa trebuie mers. Și e greu acum? E ușor? Cum e pentru tine? Mi-e bine din punct de vedere al iubirii, al dragostei pentru Petrolul, pentru că și, sunt și rezultate. Când văd lumea pe stadion că vine ca la teatru și se bucură pentru spectacol, mi-e greu că sunt în afară, dar încă o dată vreau să spun că sunt în afară pentru că așa am vrut și pentru că am vrut să-mi iau o pauză și că, din punct de vedere profesional, nu am găsit o ofertă care să mă satisfacă, să-mi satisfacă ego-ul meu. Au fost oferte, dar la alt mod. Chiar o ofertă, așa cum am spus, de la o echipă de Liga a doua, împreună cu domnul primar al orașului, care îmi punea totul la dispoziție să fac ce am făcut la Ploiești. Am spus, nu pot să fac. Primarul orașului de la acea echipă de la Liga 2. Echipă, fac ce am făcut. Și am spus, am făcut acasă, la mine, la Ploiești, ce am făcut aici. Uite, asta era întrebarea pe care o punea G, următoarea, de ce nu ți-ai găsit până acum nicio echipă? Și o alta, în prelungire, dar de ce nu cauți? Pentru că n-am vrut, am vrut un an de zile să stau în afară, am fost colaborator și sunt colaborator al unor televiziuni neretribuit, fără contract, ca să nu mai spună unii că mă duc și vorbesc. Eu vorbesc liber, mă duc când vreau, spun ce vreau și astea sunt așa de liber, dar nu da, apar, închipui. Da, apar în paginile de sport ale tuturor. Da, și n-am vrut să caut. Acum mi s-a făcut dor de iarbă, mi s-a făcut dor de echipă. Mi-a fost cerut CV-ul în Țările Arabe, l-am trimis. Te-ai duce? Nu am încă un impresar. Te-ai duce? M-aș duce, mai ales din punct de vedere material, și cu timpul să mă întorc. Ai vrea să vii spre casă? Spre casă, din nou. Deci, să înțelegem că de ce nu cauți să transformă ăsta în ai început să cauți, da. Și că o echipă până acum ar putea să vină din zona Golfului. Zona Golfului, da. Au fost ceva. Ar putea avea legătură cu Pițurcă, ceva? Ar putea avea legătură și cu Pițurcă, ar putea avea legătură și cu Anghel Iordănescu, care mi-a promis că va garanta dânsul pentru mine, ceea ce este un punct contează important, destul, pentru da. Că Anghel Iordănescu în zona Golfului este bine văzut. Foarte bine văzut. De fapt, așa a ajuns și Olorui în acea zonă, la propunerea și la susținerea lui Anghel Iordănescu. Bine, și Olorui la Al Ahly acum, nu cred că ajungi tu la o astfel de echipă, pentru că e o echipă foarte mare,
Dar oricum, mai sunt echipe în zona aia care sunt... La Ion Marin nu a reușit să te ajute sub niciun fel de formă? Hai să o lămurim și cu Ion Marin. E? Sunt puțin certat cu Ion Marin tot din cauza petrolului. După acel celebru meci cu Chiajna, chiar din vestiar, din biroul meu, l-am sunat pe Ion Marin seara. Fără să aștept reacția suporterilor, fără și am spus că nu e Marin, cum îi spuneam eu. Dați, vreți să veniți în locul meu, vă ajut, vă pun totul la dispoziție. Vivi, da, vin, era liber, vin, da, vin. După care, în noaptea aceea, s-au întâmplat anumite lucruri care m-au determinat ca a doua zi să nu mai sun și să mă orientez către Mulțescu. Nu mai spune nimic. Ca de obicei. Anumite lucruri. Adică începuse să sune, din ce am aflat, au sunat foști colaboratori de-a dânsului din vechea gardă. Care deja unul s-a putut președinte, altul era vicepreședinte, unul director general. Era organigramă făcută peste noapte? Deși eu vorbisem doar cu Ion Marin să vină, nu îi trebuia decât o schimbare. Hai, bă, ce ușor era. Mai sper să revii la Clubul Petrolul vreodată? Zice. Nu că sper, sunt convins că voi reveni la Clubul Petrolul într-un viitor pe care nu-l decid eu. Ai vrea să fie echipa tot așa sus sau crezi că o vei lua vreo muncă de joc? Nu prea cred, că știi vorba acelea, când e bine nu-i de mine, când e rău, hop și eu. Că așa am venit mereu la rău. Și crezi că nu, eu n-aș vrea asta. Deci eu nu mi-aș dori vreo secundă ca tu să ajungi la Petrolul vreodată că Petrolului va fi rău. Păi da, așa se întâmplă, pentru că atunci când e bine, sunt alți oameni care trebuie să iasă în față, să culeagă caimacul și când e rău, vin muncitorii, vin cei care sunt și cu sufletul aproape de echipă. Ce crezi că cei care sunt acum la Petrolul mergeau la Zagon cu CSM-ul sau mergeau la Târlungeni cu Petrolul sau să erau pe garduri la Giurgiu când erau la Petrolul să bată cu jandarmii? Nu, mai... Uite, spune aceeași întrebare care am pus-o și la început de emisiune, dacă te-ai gândit să încerci o altă funcție, una administrativă. Ți-am spus, mi-a fost propus lucrul ăsta. Am avut o discuție și pe la Federația Română de Fotbal, dar nu mă interesează. Eu sunt născut, crescut în iarbă. Mi-am terminat toate licențele din punct de vedere profesional. Uite, doamne, am citit de mult aici și mi-a venit chestia asta cu... Crezi că venirea lui Adrian o să fie de ajuns pentru ca Petrolul să se bată la titlu? Păi eu la meciul de aseară nu i-am simțit lipsa lui Mutu, nu? Câștigat echipa 3-0. Câștigat 3-0. Eu sunt reticent. Ce, ai un cui pentru el? I-am spus-o și lui Dan Capra. Nu, dacă mă întrebai pe mine, eu spuneam să nu-l iei. Pentru că sunt destul de multe. Valoarea lui Mutu nu poate fi pusă la îndoială. CV-ul lui Mutu, echipe Chelsea, Inter, Juventus... Mie mi-ar plăcea să-l văd eu în echipa Petrolului. Din păcate, ce s-a întâmplat în ultima perioadă cu Mutu, pe mine îmi face să fiu reticent la utilitatea acestui transfer. Poate avea o relansare cu Petrolul. Care e motivația lui Mutu să vină la Petrolul? Să câștige campionatul. Când a câștigat campionatul în Italia, mai contează un campionat România și la 35 de ani. Toată lumea spune că are 34 de ani, dar uite că are 34 de ani și 11 luni. Că deci are 34, vizit, da? În ianuarie face 35. Ne uităm în ultimele 6 luni că n-a jucat decât vreo 3 meciuri la Ajaccio. Eu m-am uitat în weekend la Ajaccio cu Marseille. Îl vezi vreodată pe Cosmin în stare să-l resusciteze, să spun așa? Păi mi-aș dori. Dar e foarte greu de strânit și sper să n-am dreptate. Sper să n-am dreptate, dar sunt convins că în timpul meciurilor, atunci când un coechipier va pasa în altă parte decât unde este Adrian, va avea reproșuri. Și asta e un lucru care strică puțin din tradiția noului Petrolului, din ceea ce se întâmplă acum, unitatea care există. Deci, ca să rezumăm, tu nu l-ai fi luat. Eu cu banii care se cheltuie pe mutul... Nu, care se vehiculează. Sau tu știi cât să iau? Eu aș fi adus 2-3 jucători mai tineri care să crească, un Budjema, un Hamza, să crească și să... Bine, dar vezi că fotbalul nu e neapărat numai fotbal în iarbă. O avea Petrolul vreo tradiție de asta în a vinde 20 de milioane de tricouri? Cu Mutu?
Nu prea cred. Axi Pilduri. Da, că era un Benere. Mircea Dida reîncarnat. Probabil că da. Probabil că da. Dar așa? Nu. Așa, mai greu. Deci, eu nu mi-aș cumpăra tricou cu mult. Mircea Dida mi-aș cumpăra. Ești tu mai îmbătrânit. Cum va fi primit un jucător cu un salariu, uite, asta e în sprijinul tău. Cum va fi primit un jucător cu salariu de 40.000 pe lună când acția au 4.000? E bine și de 4.000, aveam cu 1.500, maxim 3.000. Ei vorbesc acum de fotbaliștii Petrolului, da. Care știi foarte bine. Da, probabil că așa cum se întâmplă în orice, în orice vestiar, vor fi nemulțumiri, pentru că unii au dus greu și alții vin la bine? La caimac. Dar nu e mă nimeni te vine. Până la urmă și până la urmă s-a apropiat. Da, până la urmă, da, așa este. Dacă până la urmă ai spus tu că cel care conduce și care dă banii, face ce vrea cu banii, nu? Zici, noi suntem crăcotași acum. Comentăm, avem voie să comentăm. Eu am voie să comentez toată viața mea și că mai spunea unul că de ce comentez. Tot comentez pentru că am fost de copil și junior la club, am luat toate etapele, mi-am făcut datoria către club și când nu-mi convine ceva... Zici. Zic. La fel și la Steaua. Eu mi-am jucat 7 ani la Steaua. Păi tu n-ai zis de Petrol nici 1%. Ce-ai zis la Steaua? Ce război ai tu acolo? Apropo, te-a dat în judecată? Stai puțin. N-am primit nimic. Meme? Da. Meme? Da. Hai că te dăm judecată. Nu știu cum te scos cămaș. N-a citit bine declarația. I-am spus că un hâtru al fotbalului ar fi spus că Steaua, în loc să investească în jucători, a investit în arbitri. Iar Petrol a investit suflet, nu bani. Da, în sfârșit, o declarație citită trunchiat. Hai, vine meciul cu Steaua. Da. Zici și mie acum. Dacă se juca pe Național Arena... Tu cam ai gură de aur. Dacă se juca pe Național Arena, mergeam la meci. Să jucându-se pe Steaua, nu mă duc, pentru că... Ești târziu, ești ziuare publice. Nu e târziu, și stadionul este altfel de pe vremea mea. Este lăsat în paragină. Probabil că o să stau undeva în tribună. Păi n-ai voie, sunt... tu n-ai voie la lojă? Păi, nu știu. Cine te invită? Poate te invită Reghe. Poate mă invită. Nu, cu Reghe chiar discut, vorbesc, mă sună. M-a sunat chiar din America când a fost acel conflict. Hai, ce ar mai fi să te văd în loja la Steaua? Auzi, dar nu sunt loje neutre acolo? Sunt. Dar, nu știu, nu mai mă atrage. Eu, de când am plecat de la Steaua, din 2005, am fost la un singur meci al Stelei. În rest, am fost anul trecut la meciul nostru cu... La 1-1. La 1-1 acela de pe Ghencea. Nu, la 2-1. Înseamnă că ai fost la înfrângere. La înfrângere, La 2-2 am fost pe Național Arena. Pe Național Arena. Am fost la 2-2 ăsta. Da. De pe Național Arena. Dar zic, am fost când eram manager la acel 1-1. La 2-1. La 2-1. Cea când am dat Hamza golul. Nu merg la meci pentru că nu... Sper să câștige Petrolul, sunt 100% suporterul Petrolului, deci chiar dacă am jucat și stai un pic așa cu sperul ăsta. Tu crezi că poate să câștige Petrolul? Da, eu cred că poate câștiga Petrolul, pentru că are jucători care pot face diferența. S-a văzut și aseară Albin și Hamza, deci jucători care din talentul lor au reușit să câștige, pentru că viitorul prima repriză a jucat ca o echipă mare, chiar o echipă mare care a pus probleme, a făcut pressing, a avut ocazii. Știi că eu sunt un tip care la un moment dat, nu-mi place să fiu răutăcios, dar n-am cum să nu pun întrebarea asta. Auzi, de ce n-a jucat viitorul sau de ce nu joacă viitorul așa și cu Steaua? Pentru că Puțanu n-a fost în zi de gol, ca să mă exprim așa. Puțanu, când a jucat viitorul la Steaua, a marcat 2 goluri. Greșit poarta puțin, dar... Înțeles? Nu, acum... Cred eu că echipele mai mici, când se duc pe Ghencea, când se duc joacă contra Stelei, au mare emoții. Nu știu, poate că din vestiar, poate că din birouri. Ah, din birouri, da, corect. Sunt emoțiile induse. Și care, bineînțeles, că se transpun și în câmpul de joc. Da. Dacă în momentul de față ar fi să ai posibilitatea să recomanzi un fotbalist de la Petrolul pentru a fi vândut și pentru a se lua bani, pentru a trăi clubul, care îl vezi tu cel mai în formă și cel mai valoros jucător al Petrolului în momentul de față? Ținând cont că este, revenind după accidentare, eu cred că tot Hamza, pentru că este un vârf care marchează din 2 ocazii un gol, ceea ce la nivel mondial este o realizare. Și este, ca și caracter,
un băiat extraordinar. Și valoros, din punctul meu de vedere, este și al Senat. Un fundaș dreapta cu viteză, un fundaș dreapta... Cred că este singurul din România care... Care poate juca la echipă. Aseară n-a jucat cum trebuie, dar în sfârșit. Mai se întâmplă și lui. Se întâmplă, dar se poate întâmpla. Spune-mi, te rog, mai aruncăm un pahar de gaz așa pe foc, pentru că trebuie spusă treaba asta. N-am nimic cu Mutu, cu venirea lui Mutu la Petrolul. Câtă vreme costă atâta, asta este, până la urmă, plătește omul. Dar cum spuneai tu, trei jucători în locul lui Mutu ar fi reprezentat ceva. Și mai zic și eu, poate doi extraordinar de bune acolo în apărare, unde Petrolul pare a scârțit. Da, am văzut și eu meciurile, toate meciurile Petrolului, unele de pe stadion, altele la televizor, și se pare că este o problemă. Dar problema a fost, problema părării, dacă pot spune așa, s-a ameliorat puțin din venirea lui Pesania, care este un portar... Doamne, ce portar! Portar care face și rolul de libero, nu? Și este un portar care dă siguranță echipei. Păi să știi că victoria de aseară n-am niciun cui contra lui Mutu, pentru că, dar eu așa gândeam fotbolul și mă uitam la componența lotului Petrolului. Păi sunt cam vreo 4 de număr 10, nu? Cum? Mai trebuie să mai care și cineva pianul, numai să cânte toți la el, nu? Revenirea lui Marinescu... Îi plac, extraordinar de mult îi plac lui Contra, fotbaliștii ăștia. Bine, cui nu i-ar plăcea acum, hai să fim... Să joci numai cu număr 10, că probabil că trebuie să ai și unii care să facă faza defensivă. Auzi, ar trece astfel la un sistem de joc mai avântat un pic? Ar trece la un 4-4-2 măcar? Crezi tu așa? Bine, zic până aducerea lui Mutu. Nu vreau să comentez decizii tactice, decizii ale antrenorilor, pentru că nici mie nu mi-ar conveni ca cineva să comenteze deciziile. Spune-ne câteva vorbești despre Naționala României. Am fost la meciul cu Grecia, pe stadion. Da, aici discutasem cu selecționerul cu două zile înainte. M-a întrebat cam care au fost plusurile și minusurile din meciul de la Atena. I-am spus și câteva vorbe mai dure despre Torje, să zicem, despre Torje, care și el a recunoscut că n-a făcut un meci bun, chiar se decisese să nu-l introducă. Ce s-a întâmplat în cele două zile de când am vrut, de duminică și când a fost marți, am spus, părere de rău, că nu, după 16 ani nu ne-am mai calificat la un campion mondial, dar văzând meciul în ansamblu, meciurile în ansamblu, Grecia a fost mai bună. O echipă mai puternică, mai așezată, mai valoroasă decât această generație pe care o avem noi acum la echipa națională. Ce echipă e asta, mă? Cristi, eu m-am uitat, fiind pe stadion, m-am uitat la jucătorii greci. Chiar dacă... cu mingea, așa cum spunem noi, nu prea, nu? În schimb, din punct de vedere a disciplinei tactice, al forților și al încrederii, erau mult peste noi. Noi am început bine, cu atitudine, mai ales aici acasă, am avut dorința aceea de a întoarce rezultatul. Din păcate, nu avem valoare necesară. Știu că nu o să spui nimic despre Victor Pițurcă, până la urmă nu știu ce ar putea fi spus foarte, foarte... Dar te întreb un lucru, mai erau jucători care trebuiau convocați, nu? Alții? Știm 20 de milioane de selecționeri, nu? Toată lumea. Corect, toată lumea, dar de-aia și avem voie să vorbim, nu? Sunt mai ales tu. Convins că și Pițurcă s-a gândit și la alți jucători, dar peste ce ai ales, cu ăștia a mers în... Așa, să nu se bucure. Și... Tu faci parte din galeria... antrenorilor de genul ăsta, adică tu ai fi schimbat în ultimele 10 zile, nu din rărunchi, dar așa, măcar la nivel 3-4 jucători ai fi schimbat pentru, bă frate, vezi că vine meci, vin astea două meciuri decisive, la duc dracu pe săpunarul ăla că mă scoate. Să ne gândim doar la ghinionul teribil care a fost cu cei trei fundași, cei trei mijlocași centrali. Păi de ce ghinion? Păi Pintilie accidentat, Burceanu și Lazar suspendați. Cine i-a pus fratele? Ambii mijlocași de centrale au trebuit să fie schimbați. S-a jucat cu Hoban, care a făcut un meci foarte bun, și Tănase, care... Al câtelea meci era al lui Hoban în Naționala Vivi?
Al treilea, din ce știu. Și... Al treilea și trei jumătăți. Ăsta a fost singurul. Și Cobanu, un jucător pentru care, acum pot să spun, l-am bătut la cap pe selecționer. Chiar l-am adus la meciul cu Pandurii, am stat lângă el și spuneam numai ce făcea bine Hoban. Chiar, pe urmă, după aceea mă sun la selecționer să mă întrebe dacă mă duc la meci și să-l urmăresc pe Hoban. Să-i spun ce a făcut bine, ce a făcut rău. Și mă bucur pentru el că Hoban este un jucător, chiar un jucător de fotbal, căruia îi place fotbalul. Eu cred că în România nu este niciunul ca acolo la postul ăla. Asta este părerea mea. Plus că are și inima, parcă nu, dublă. Joacă și în suflet, așa. Este, nu ne-a lipsit acum om de gol. În două meciuri cu Grecia n-am mâncat un gol, și-au dat eu un autogol. Nu, mai avem oameni aceia de gol, nu mai avem jucători gen Hagi care s-o ia și s-o bagi în poartă. Nu mai, m-am uitat la Maxim, a încercat, a o încălcă, o pasă exterior, dar alta e ce s-a jucat în acea dublă, ce joacă el la Stuttgart. L-am văzut peste 3 zile cu Borussia Mönchengladbach la 90 de minute, i-a bătut Borussia acasă și Maxim, în afară de o pasă în 90 de minute, n-a făcut nimic. Nu mai sunt, că nu mai e generația lui Hagi pe care să o pui în teren. Mutu nu putea să facă nimic, nu? Mutu nu juca la Ajaccio, nu prindea lotul la Ajaccio, fusese accidentat și nici acum nu joacă, nu, cum să e un jucător care nu poate din punct de vedere fizic, în primul rând. Da. Aceasta a fost emisiunea, stimații telespectatori, emisiunea al cărei invitat a fost Rui Răchită, un prieten al acestei producții. Îi mulțumesc încă o dată pentru prezență, îl mai invităm și cu altă ocazie, poate când o să vii din la prima permisie din golf. Stai că nici n-am plecat. Ce zici, pleci? Până la urmă? Nu știu, vedem ce se întâmplă în această iarnă. Hai să vedem ce se întâmplă în iarnă. Știi că în ianuarie la ei e cald, adică nu e... Știu, am fost 6 luni. Asta zic, așa că poți să te duci și din iarnă, din frig, mai scap de nămeții de aici, din România. Noi, stimații telespectatorii, ne pregătim pentru marea partidă pe care Petrolul o va disputa sâmbătă, chiar de ziua României, de la ora 21 în Ghencea. Îmi fac datoria de onoare să vă invit pe toți cei care puteți să ajungeți acolo, pentru că probabil nu veți avea ce să regretați. Petrolul este o formație care se poate impune în București, a demonstrat-o de atâtea ori că are suflu, că are viață, că are vână, probabil că va trebui să aibă parte și de un arbitraj care să nu-i fie potrivnic și mai mult decât atât să aibă acea atitudine pe care a avut-o în ultimele 40 de minute, în ultimele 45 de minute ale jocului cu Constanțenii aseară pe Ilie Oană. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. La revedere!